Bă, voi știți pe fata mea mare? Da, fai de cap, mă, normal cum știe top, da, top, bă, băiată, îmi ținea niște poze pe Facebook. Băi, băi, gata, vă opriți-vă, că mai am, băi! Mă, cu te, eu am scuze. Apucă pe voi acum. Așa, și-a venit vremea să-și facă și eu un gagiu, bă, băiesc. Și acum locul e liber că... Pentru tine nu mă stai liniștit. Corect. Eu băiat de la Dridu, m-am și interesat. Ia-l-o ăla cu măcelării, ia-mă de la Dridu. A, știu, mă, băiatul cu carangeria. Băiat finez, giorno, place. De unde-l știi tu, mă? Ia uite, mă, dar nu trebuie să știu eu, mă, trebuie să știe Firicel. Da, mă, uite, bă, așa, și fix azi, fiimea e plecată la Slobozia, la nu știu ce cursul de cosmetică, ce face pe acolo, că niciodată n-a știut. Și el vine să vorbească cu mine, fără ea. Să vorbească cu mine și cu nevastă mea, să vedem noi că el băia bun, așa, să, cum ar veni să ne vrăjească pe noi înainte să intre pe felie, mă. Da, mă, și de asta am făcut odată panorama asta la Bobița, la Cârciumă, că dacă e să arunce cineva zbonul bine, Bobiță ce mai mare zbonac. Chiar și așa. Dați seama că dacă era pe bune, nu-l bătea Nicuraț, poți să arunci legat de mâini. Ce nu să știi, că și Nicuraț are capul tare, adică... Așa, și ce? Ce, nu, ziceam așa că... Și ce mai zice tu, ia zi. Nu mai zic, mă, nimic. Păi ia, gata, ia zi, bă, Gianni, câți bani am să-ți dau? Nimic, nimic, gata, la noi e stop joc. Nu, noi vrem mașină, niște bani ca să mergem pe burtă, dar e mai bine aici. E mai bine, nu? Mult mai bine. Asta zic și eu, mă. Asta-i face și eu, cu ce bani mi-au, mă, geaca acum? Ia, uite, așa știi tu pe Gianni, mă, fraier. Ești nebun, trăia nu merge înainte, doar bă, că... Bă, ia, dați-i drumul de la mine din curte, mă, gata, cum da, scuze, Firicel, scuze, de aici. Hai, noroc. Hai, salut, pleacă pe aici. Ia uite, mă, la ăsta, mă, auzi? Auzi, mă, la el, mă, că e Nicuraț să mai bucă mie la bătaie. Bă, da, mă, drecu. Ia uite. Hai, mă, să-ți arăt ce viteză am pe Eschi, mă, că poate ați uitat. Ia ridică-te pe picioare. Ia, fă-te când dai una, mă. Bă, dacă te arăbești, mă... Bă, dă una când zic, fii atent aici. Dă! Ha! Ia de mă și pe partea asta, hai! Ha! Ai văzut, mă? Aha. Ia de mă și-o directă. Ha! Au! Au! Au și-a făcut, dragul. Haina? Golo în ardilese. Bă! Au să fiu al dracu! Au, mama mea! Te doare, mă? Ah! Ah. Mă, dar unde s-a dus ardilese? Nu știu, mă, dracu, să le-a zis că pleacă, care nu știe treabă. Ușor, fă, că mă doare. Mă, dar te doare chiar așa de tare? Nu vezi? Bună ziua, se poate? Ce, mă? Bună ziua, se poate? Ia vezi, se poate? Să rămână. Să crești mare. Să trăiți. Hai noroc. Dar ce mi-ai adus acolo? O floare? Un salam. Un salam? Ia-ți fericire că băiatul ne-a adus un salam. Văd-vă. În viață sunt așa mai pe problemă. Adică în vremurile astea în care trăim, mi se pare mai important un salam decât o floare. Aha. Unul la mână se mănâncă și doi la mână chiar miroase mai frumos. Salamul decât floarea. Mai ales dacă e proaspăt. A, și v-am adus și un pachet de țigări. Mulțumesc. Bricheta? N-am, îmi pare. Da, aveți niște untură? Ce foame? Nu, vreau să dau pe poartă, că scârție. Scârție poarta? N-ați auzit cum face? Imediat o rezolv dacă e. Avem făutură? Avem, mă, untură. Păi du-te, vă, repede, a două untură. Nu vezi cum îi strălucește hărâcea băiatului în ochi? Ia. E? Auzi ceva? Se mai aude ceva, mai scârție? Tu auzi? Nu. Păi dacă n-auzi tu de lângă ea, cum dracu s-a uitat de aici de unde sunt, mă, băiatule? E, ziceam așa. Da. E, gata poarta? Gata. Hai să mâncăm ceva. Ce aici? O mâncare de cartofi. E cu carne? Nu. Sunteți vegani? Nu. Păi și atunci e vreun post ceva? Nu. Nu înțeleg. La noi carnea mai subțire, că... Că ne doare burta, bă, de la carne. Noi avem probleme cu stomacul toți și când mâncăm carne, ne facem balonă și râgâim ca porci la masă, bă, și nu e frumos. Nu e. Ei, nu? La noi acasă obișnuim carne, că tata are măcelărie. Ia auzi, Firicele, tata lui băiatul e măcelar. Aud, vă, aud. Așa. Și când tata n-o să mai fie ghicița, cui rămâne măcelăria? A ta! A mea, că n-am nici frați. Hai, stai jos. Hai să mâncăm. Ce ai făcut, bă? Ce am făcut, mă? Ai uitat să pui sare în mâncare? Am uitat să pun sare în mâncare! Da, mă, ai dreptate! N-are sare! Asta n-are sare!
de potroacă. Bă, băiatule, nu știu cum zici tu că e potroacă, că a mea n-are sare, bă, deloc. Nici a mea. Pot să gust? Dar te rog, ia. Deci n-are sare. Asta n-are sare. N-are, păi, n-are sare, că dacă și eu și nevasta mea noi gustăm, am mâncat și ce, că n-e nesărată, băi, e nesărată, bă, că n-or fi nebun, ăsta nebun la cap, ia gustă-mă și de aici. Ia. Ia, vezi. Ia. Suntem nebun, mă? Suntem nebuni, mă? Zi, mă, suntem noi nebuni? Nu sunteți, păi pune, mă, băiatule, sare, bă, mâncarea, bă, nevoastră, știu să nu pui sare, mâncarea. Asta-i lipsea, sare. Pune, bă, sare, bă, băiatule, ca lumea acolo. Ia gust acum. Mai pune un pic, așa. Uite, bă, că mâncarea de cartofi trebuie să fie cu sare, bă, băiatule, ia vezi, e mai bună? E bună, nu? Da, hai, gata, las-o. Bă, hai că mi-a trecut și pofta de mâncare, mă. Bei, mă, o țuică. Nu. Nu? Deloc? Deloc. De ce? Că nu face bine, nu beau. Niciodată? Niciodată, nimic. Nici vin, nici țuică, nimic. Dar de ce? Îți face rău băutura? Da. Ia uși, fericele, că îi face rău băutura. Și ce vă te optici? Uite că mie îmi face bine. Adu țuică aia odată. Adu, fă țuică aia odată, mă rog, de tine. Țuică aia. Ia-te la aia. Auziți? Am auzit că ați avut un incident azi cu taximetristul din sat și de aia nu puteți nici să vă ridicați în picioare, e adevărat? Și te bucuri, mă? Nu, mă întrebam doar, e adevărat? Și dacă e ce? Nimic, ziceam așa. A venit și țuica. Și acum... Pot să vă întreb și eu de fata dumneavoastră? Că eu de-aia am venit aici. Ia vezi, poți? Deci, sincer să fiu, fata dumneavoastră nici nu știe că eu am venit azi aici. Nu? Nu. De fapt, nici nu mă cunoaște. Nu prea bine sau deloc? Deloc. Aule. Oricum e ok, mie îmi place de ea. O tot urmăresc ce postează pe internet și am zis că înainte să vorbesc cu ea, să vin să vorbesc cu dumneavoastră, că așa e frumos. Ce să vorbești cu noi? Dacă poți, o chem la Slobozia, la film, într-o zi când o să poată și ea. M-am prins! Băiatule! Mă, fată, tu ce faci ăsta? El a venit acum să se pună bine cu noi, înainte să te pui bine cu fimea, băi! Cam așa, da. Da. Auzi, mă, ce faci ăsta? Tu nu-ți dai seama? El a venit aici să răjeze apele, fă, asta face. Aha. Da. Păi da, știi ce zic eu? Că nu prea i-a ieșit figura. Deloc, asta zic eu. De ce nu mi-a ieșit? Că eu am făcut tot ce a trebuit. Mă! Tu știi că pe mine Firicel m-a furat de acasă, de la mama și de la tata, și l-a dorut undeva de ce avea să zic ai mei? Și știi de ce, mă? Că n-a contat. Important era să-mi placă mie de el și lui de mine. Altceva n-a contat, mă. Pe Firicel nu l-a interesat, mă, să fie băiat de treabă cu mămica și cu tăticu. Și mie asta mi-a plăcut la el, că întotdeauna știu să fie bărbat. Dar tu? Tu de când ai intrat pe poarta asta, ai cam călcat pe becuri, mă, băiatule. Eu? Cum? Da, tu. Cum? Păi tu vii la mine, mă, cu salama? Au dispărut florile din lume, mă? Bă, să zici mersi că nu ți l-a băgat, că nu zic eu acum unde, că ți-l băga felie cu felie, ca pe visera, pe cănele. Sau cum s-a făcut Firicel foc? S-a făcut Firicel că ai venit tu la noi să te apuci tu să ne repar nouă poarta. Cu aia ce-am mai greșit? Cum ai greșit, bă, băiatule? Păi tu vii la mine în curte să repar poarta, da. Mă, te-ai sănătos. Dacă scârție ea. Așa, dacă scârție, ce, nu te gândești că poate așa-mi place mie? Da. Că un scârție ea? Să vă placă cu scârție. Bă, cum auzi și cum mă vezi? Bă, bă, te-ai sănătos la cap. Bă, tu vii în vizită la om și te-a pus să fii harnic. Stai, mă, trec cu banca ta, bă, că nu e frumos, bă, băiatele, mai ales cu băutura. Deci asta, ce să mai... De ce? Că nu beau nimic. Bă, e grav, exact. Cum să am eu credere într-unul care nu bea, bă? Bă, calul care se uită frumos la tine și omul care nu bea deloc alcool? Bă, să nu pleci cu el la truc, că te lasă în ceas, bă. Auzi, Virgile, da cu mâncarea. Bă, aia a fost grav, nevastă. Bă, băiatule, bă, atât de prost să ne crezi tu pe noi doi? Bă, tu crezi că eu cu nevastă mea știu că mâncarea asta e sărată, bă? Când eu cu mânuțele mele am pus un chil de sare, mă, păi, mă, băiatule, mă, ție nu ți-e rușine, mă. Dar ce-am făcut? Păi, mă, eu știam, mă, că mâncarea e sărată, mă, Virgile, la fel, mă, și tu?
Tu ce-ai făcut, mă, băiatule, mă? Ce-ai făcut, mă? Te-ai dat cu noi? Ai mai pus tu un pumn de sare, mă? Atât de bălălău ai putut să fii, mă? Nu, așa trebuie. Bă, cum să trebuiască, bă, băiatule, așa, bă? Bă, dacă te duci pe lor și vezi aia mărât și vrei să-i ajungi, bă, fă-le, bă, binele, cu forța, ai nebunile. Nu-i treabă cu ei în horă, că vă muriți, dracu, vă, că înnecați toți. Da. Păi și ce trebuia să fac? Păi spune-o ce trebuia să fac. Să ne dai peste mână, mă, să nu lasă să punem sare mâncare, să ții patacă, mâncarea e sărată, bă, să lasă să punem mână. Adică a fost un test. Ia uite la asta, bă. Bă, tu crezi că eu las așa fata pe mâna oricui, bă, băiatule? Adică oricui. Adică lasă-mă, dracu, în pace și tu și tactul la măcelarul, că nu banii contează, bă. Ce contează? Ce contează? Multe, bă, multe contează. Care cum mă uit eu așa la tine, n-ai ce trebuie. Da, să fii corect, se pune? Adică? Ce, adică bă? De ce nea Firicel stă așa și se preface că îl doare spatele? Pentru că pe el chiar îl doare spatele. Ba nu. Ei, ba da. Ba nu. Ba da. Că am eu un clip care i-am dat lui Gianni 200 de lei pe el ca să mi-l arate. Ce ai, mă? Hai că vi-l arăt și dumneavoastră, că vă că nu știați. E minciună între voi doi mai mare ca pomana țigănească. Ia uitați. E păcăleală, mă. Ce păcăleală? E păcăleală, mă. Mie dacă îmi zice bărbatul că-l doare spatele și nu poate să miște, păi eu pe bărbatul meu îl cred, mă, nu cred în filmulețe de-astea. Băi, ai mai dat și banii degeaba lui Gianni, mă. Bravo. I-am dat cam. Ia pleacă, mă, din curtea mea și nu te mai da tu mare cu banii tăi. Și să nu te mai prind niciodată aici. Și fii atent aici la mine dacă te bagi în seamă cu fii mea. Să știi că o faci pe barba ta, că e fată deșteaptă, mă. Seamănă cu tațu și să prinde imediat că n-are nicio viață cu tine, dacă o fi vreodată. Păi cu unul care preferă mai degrabă salamul decât o floare, păi cu ăla nu e nicio viață de trăit, mă. Poate doar așa de o vacanță la mare și atât. Dar nici măcar atât. Hai de drumul din curte. Valea de la mine din curte. Du-te la tine, salamul, la dridu. Salamul, țigăle, sunt taxe de fierbință, ții minte. Ăsta e ultimul dumneavoastră cuvânt? Bă, zi-i mersi că nu mă ridic la tine, ieși afară de aici la mine din curte. Și ține minte de la mine că în viață cu cât pui mai mult banii pe primul loc, cu atât ești mai sărac, indiferent de cât ai. O închid? Lasă-mă, ai găsit-o! Zici și tu, nevastă, uite-te și tu ce prost a găsit să-l atrep pe la lui pe la poartă. Bine că am scăpat de el, mă, bine că am scăpat de el. Bă, dar să știi că pe mine chiar mă doare spatele. Știu. Da? Mi-a dat Ardiles mesaj și mi-a zis să trec pe la el că vrea să-mi povestească ceva. Ce? Păi, de unde să știu ce? Nu știu, dar hai și tu dacă vrei să afli. Nu vii, mă, că de-abia mă mișc, mă doare spatele, n-ai auzit? Bine, mă, tu știu, stai acasă și mă duc numai eu, dar să știi că iau și salamul cu mine. Ia fă ce vrei, dar stai, stai, aoleu, stai, mă, să zic și eu ceva. Ce bă, zic, mai, bă, mai omorâ, bă. Bă, când ai spus tu băiatul ăstea că fata mea e deșteaptă, că seamănă cu tasă, zic, bă, nevastă, să ai tu o părere așa bună despre mine și eu să nu știu, mă? Pe cine a zis ceva de tine? Adică? Hai, pa! Bă, ce faci tu cu ăla? Ce vorbești acolo cu el? Ce faci, Jenny? Da? Ai făcut ceva bani cu filmulețul ăla, nu? Da? Păi și dacă ai făcut, nu e, mă, frumos să împarci cu actorul principal, care ea e actorul cel mai principal, adică eu, bă? A, n-ai bani? Bă, tu vrei să vii la tine? Faci rost de ei, nebunule! Unde, unde ești, mă? Bă, ia o sticlă de rachiu pe datorie, bă, și vină încoace cu ea la mine. Pe datoria ta, prostule! Bă, vină mai repede, n-auzi?